Deci, ce știe lumea? Uite acum, random, dacă întrebăm oamenii pe stradă, ce știu oamenii despre Europa? Legi, drepturi, chestii? Nu. Ei știu trei chestii. Că o să vină sirieni pakistanești la ei locurile de muncă, că o să între homosexuali peste dânșii în casă să-i violeze și că o să apară plajă de nudiști. Deci, că asta e o minciună, că nu-mi pun bine mintea cu nebunii, că eu mă mai vorbesc cu intelectuali și ei cumva, că nu ne pune mintea cu nebunii. Nu, nebunii conduc țara asta. Ei sunt grosul acestei țări. Eu îți vă mai zic un lucru și aici chiar nu vreau să vă spărați, dar poți să faci tu 500 de concerte cu Satoshi și vine Grigore Manole, vine Caras, vine doamna Silvia și ți le anulează într-o secundă. Dacă tu trăiești într-o realitate paralelă cu prietenii tăi la un restaurant, într-o căsuță, la o călduță, undeva într-o mașinică călduță, tot timpul e călduț și voi discutați lucruri mari, inteligente, asta e super, dar țara nu e asta. Și mai mult decât atât, chiar azi când veneam în coma, gândeam, zic, uite, ce o să-i răspund? Eu am ajuns la așa o concluzie, că este inteligență, educație și cultură. Sunt trei lucruri diferite, ca trei surori gemene, și ele de multe ori n-au treabă una cu alta. Adică, omul poate să fie educat, dar să nu aibă inteligență, poate să aibă cultură, dar să nu aibă educație. Sunt foarte multe lucruri care se bat ca... Ei bine, acum, inteligența nu este atuul nostru ca țară. Noi nu suntem o țară inteligentă sau cultă și n-ar trebui să ne aruncăm în chestii de genul ăsta sau să ne gândim că dacă, de exemplu, facem 2-3 interviuri cu Cătălin Lungu, o să câștigăm. Nu, n-ai cum, nu, pur și simplu n-ai cum.